Bună și bine v-am regăsit! N-am mai filmat de mult un video în care să testez parfumuri cu voi sau să vă vorbesc despre parfumurile pe care le-am testat și iată că a venit momentul. Știu că v-am și întrebat la un moment dat cum preferați, părerile au fost împărțite și acolo, așa că vom avea și clipuri de genul acesta în care punem la un loc toate mostrele și vorbim despre ele, dar voi veni și pe shorts. În orice caz, s-au strâns prea multe și nu o să apuc niciodată să vorbesc pe shorts despre ele, așa că haideți să testăm parfumuri astăzi. Am aici câteva informații pe care mi le-am notat, pentru că pe unele le-am testat și le-am analizat mai bine. Despre unele vreau să vorbim împreună, să le testăm împreună, de fapt. Și da, le-am mai dat eu una, să vă dați seama că la mine cum ajung câteva mostre, cu siguranță bag nasul în ele, dar de obicei le testez pe toată odată și nu reușesc să simt cum trebuie parfumurile, apoi le iau pe rând și le analizez și le testez. Și n-am apucat să fac asta cu unele dintre ele, însă le testăm acum împreună, cât se poate, cât se poate. Pe unele deja le-am testat și mi-am notat aici despre ele. O să încep cu un parfum care se numește Maubusson in Red. Este un parfum, nu știu exact ce note are, dar o să vă spun cum mi se pare mie că este parfumul acesta. În primul rând că este un parfum intens și fructat. Și proaspăt. Și mă duce cu gândul la Burberry Her foarte mult. Dar are o deschidere proaspătă, fructată. Și devine tot mai aproape de Burberry Her. Are și izul acela de bacara ruj pe care și Burberry Her îl are. E frumos. E frumos, să știți. Și am observat că și persistă bine. Dacă vă place Burberry Her sau dacă vreți o variantă mai accesibilă, cred că este un parfum mai ieftin, puteți să vă îndreptați către acesta pentru că este frumos. Chiar îmi place. Maubusson in Red. Da, eu am renunțat la Burberry Her din colecție, deci nu este un parfum pe care eu mi l-aș cumpăra, nu mi-aș lua o sticlă full size. Nici Burberry Her nu îmi displace și nu l-am dat din colecție din cauza asta, doar că anul trecut am renunțat la toate parfumurile care aveau bacara ruj sau izul acesta de bacara ruj în ele. Pur și simplu am simțit că nu mai este loc de izul acesta. Dar da, dacă vă place și dacă ați testat Burberry Her, dacă vă place izul acela fructat și proaspăt, Maubusson in Red este ok, îmi place. Trecem mai departe la un alt parfum care acum mai mult timp îmi tot atrăgea atenția cu sticla lui superbă. Chiar îmi place foarte mult sticla. Și este vorba despre Fendi Furiosa. Un parfum lemnos, mai întunecat așa, floral, ambrat, elegant, matur. Este un parfum care mă duce un pic cu gândul la Tom Ford Black Orchid. Mi-am notat eu aici că este ceva mai elegant și mai sofisticat. Mă duce cu gândul la o rochie de seară, la un restaurant luxos. Este un parfum frumos, dar nu mi-aș lua o sticlă full size acum din acest parfum. Următorul parfum este de la Tiziana Terenzi. Tiziana Terenzi este o casă care pe care aș vrea să o cunosc mai bine. Mi-aș cumpăra un parfum de la casa asta, nu am niciunul în colecție, dar aș testa mai multe. Știți că se întâmplă atunci când cumperi blind să cumperi parfumuri care nu ți se potrivesc 100% și apoi să testezi de la aceeași casă parfumuri care ți se potrivesc 100% și să mor de ciudă. Deci eu de-aia nici nu comand uneori pentru că știu că sunt multe frumoase și până nu testez nu vreau să cumpăr.
pentru că vreau ca în momentul în care cumpăr un parfum să fie 100% pentru mine. Și astăzi vorbim despre Andromeda de la Tiziana Terenzi. Este tot în zona asta de chirche, de erba pura. Este mai verde decât chirche, parcă așa îl simt. Mai verde, mai proaspăt, mai erbos, dar e foarte plăcut, foarte plăcut, foarte proaspăt. Un pic soapy, săpunos, îl simt eu când se usucă mai mult. E foarte frumos, foarte frumos. Să știți că mie trendul acesta nu mi-a plăcut deloc. Mă refer aici la erba pura, la mirosul acesta pe care îl regăsim în mai multe parfumuri, și în chirche, și în Andromeda, și în ce mai e? Mai sunt o grămadă. La început nu mi-a plăcut absolut deloc, pentru că am făcut cunoștință, să zic așa, cu izul acesta prin Latafa Ana Abied White. Cred că m-a intoxicat parfumul acela. Da, îl simt pe Andromeda un pic alb, săpunos, așa curat, dar are și izul acela verde proaspăt, pe care îl știți cu siguranță. Îmi doresc în colecție, deși mi-am cumpărat clona de chirche și nu știu dacă este cazul să mai au și altceva, pentru că mi se pare oricum foarte bine făcut. Deci am deja în colecție și nu mi-aș mai lua altceva momentan. Aș mai încerca alte parfumuri de la Tiziana Terenzi, de exemplu. Vreau să vă spun că dacă vă place Andromeda, dacă vă place erba pura, dacă vă place izul ăsta așa în general, testați Rosendo Mateu 6. Mi se pare că acesta urmează și el trendul, are izul acela, dar mai subtil, dar vine cu un plus de eleganță, vine cu un plus de eleganță, vine cu un parfum elegant și sofisticat și nu este verde, nu este săpunos, nu este... cum să zic eu, da, asta s-a vărsat, după cum vedeți, dar încă miroase aici, ia să vedem. Este și dulce. Are o iasomie superbă, are o eleganță aparte. Deci dacă vă place izul acesta de erba pura, dar vreți ceva mai elegant, mai sofisticat, mai dulce, aș putea să spun, testați erba pura. Testați Rosendo Mateu 6. Mi se pare că din ce am testat până acum, din trendul acesta, să zic așa, Rosendo Mateu 6 este the best. The best. Sau cel mai potrivit pentru mine, să zic așa. Are izul acela, dar subtil, și vine cu un plus de eleganță, vine cu un parfum mai complex. Nu știu, mie îmi place foarte mult acesta. Și dacă ar fi să-mi cumpăr ceva, v-am zis că am deja clona pentru chirche în colecție și nu aș mai cumpăra altceva. De exemplu, nu mi-aș cumpăra chirche de la Tiziana Terenzi momentan, nu mi-aș cumpăra erba pura sau Andromeda, mi-aș lua cu siguranță Rosendo Mateu 6. Deci acesta mi se pare foarte bine echilibrat, are izul acela, dar subtil, și este mult mai bine făcut, mai elegant, mai... Nu, e la alt nivel, pot să zic, Rosendo Mateu 6, pentru mine. Un alt parfum care, din păcate, nu prea se mai găsește, sau nu se mai găsește, de fapt, nu se mai găsește, dar este foarte frumos, este acest Wanted Girl by Night de la Azzaro. Deci parfumul acesta are și culoarea asta, dar este și un parfum care mie îmi miroase a struguri copți negri, struguri din aceia aromați și buni. Este un parfum
aromat intens, fructat, gurmand, super sexy și dulce, siropos. Din păcate nu se mai găsește, dar cu siguranță dacă s-ar mai fi găsit pe undeva, mi l-aș fi cumpărat și dacă ar fi avut și un preț decent, că na. Era odată la un preț foarte bun parfumul acesta, dar din păcate a dispărut cu totul. Mai departe vorbim despre Secret de Rocha, de la Rocha. Un parfum care are ca și note piersică, mango, fructul pasiunii și note verzi în deschidere. De ce vă spun eu notele? Pentru că mi se pare că sunt un pic înșelătoare. În mijloc avem osmantus și iasomie și în bază avem mosc, lichen, destejar și patchouli. M-aș fi așteptat să fie o deschidere mai suculentă, mai tropicală, mai juicy, dar nu este chiar așa. Este o deschidere fructățică, este un parfum pudrat, floral, pudrat, frumos, plăcut, un parfum de zi cu zi feminin, dar nimic special, e plăcut. E plăcut. Atât pot să spun despre Secret de Rocha. Următorul parfum despre care vreau să povestim, nici nu mai am aici ce să testez pentru că l-am consumat, este vorba despre Carolina Herrera Good Girl Blush. Mi-am notat aici că bujorul, bujorul este cel care, bujorul este vedeta, că mie așa îmi place să spun. Acesta este, din nou, un parfum feminin, girly, tineresc. Se simte un bujor dulce, este un parfum foarte frumos pentru primăvară, pentru vară. Îmi place mult de tot, este un parfum romantic, dulce. Și da, cred că este preferatul meu dintre toate parfumurile. Dintre toți pantofii, acesta este preferatul meu, cel roz, de la Carolina. Următorul parfum despre care vreau să povestim este Tonka Cola de la Mancera. Da? Da, da, da. Nu știu dacă mai vorbit despre el, despre Clona am vorbit cu siguranță și vă spuneam eu că Clona mă duce direct la un suc de Coca-Cola cu cireșe. La Coca-Cola cu cireșe mă ducea Clona. Acesta este un parfum pe care l-aș cumpăra doar în original. Nu m-a dat pe spate Clona, este și acesta fructat, este cald condimentat, este un parfum cu scorțișoară, este un parfum unisex, un pic buzi, aș spune eu. Miroase a Coca-Cola într-un fel. Dar Clona mi s-a părut că miroase exact a geleuri Coca-Cola sau a suc de Coca-Cola, suc Coca-Cola cu cireșe. Deci nu. Acesta îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult, îmi pare rău că nu l-am luat în colecție când l-am găsit la un preț bun. Dar da, nu aș merge pe Clona, acesta mi-ar plăcea în original. Este un parfum foarte frumos pentru perioada rece. Mai am aici un parfum de la Latafa. Este inspirat de Nișane Ani. Un parfum lemnos, condimentat, vanilat. Miroase foarte bine. Eu am avut în colecție Clona de la Lorina, mi-a plăcut foarte mult și acela. Acesta mi s-a părut un pic mai finuț. Un pic mai finuț și da, mi l-aș cumpăra în colecție, în full size, pentru că îmi place foarte mult mirosul acesta. Nu mi l-am cumpărat pe acesta de la Latafa pentru că, sinceră să fiu, mi-aș dori în colecție Nișane Ani, pentru că a fost la un moment dat și la un preț foarte bun, cred că încă mai este. Este un parfum foarte frumos și da, poate că până la urmă o să-mi iau acest nașit de la Latafa. Merită cu siguranță, este un parfum puternic, este un parfum condimentat, dulce în același timp, vanilat.
Nu mai știu exact cum se usucă, dar știu că se intensifică, că mi-a mai băgat eu nasul prin ele, după cum v-am spus. Și după cum vă spuneam, am avut parfumul de la Lorina, mi s-a părut ceva mai puternic decât nașit, deși nașit mi se pare că este mai bine amestecat și nu știu ce să zic. Ambele îmi plac. Mi l-aș cumpăra și pe acesta de la Nașit, mi-a plăcut și clona de la Lorina, nu știu, seamănă destul de bine între ele că sunt făcute după același parfum. Trecem mai departe, am aici un decant de Neroli Outre Noir de la Guerlain, un parfum cu o deschidere citrică, avem și ceai în deschidere și multe citrice. Un parfum cu neroli, un neroli care îmi place foarte mult și cred că v-am mai spus eu că neroli îmi place, dar depinde cum este făcut și na, depinde de compoziție, depinde de parfum, nu-mi place mereu, dar aici îmi place foarte mult cum miroase. Este un parfum în care neroli este vedeta, este foarte elegant, un floral proaspăt, foarte frumos, îmi amintește de un alt parfum, cred că îmi amintește de parfumul de la Anik Gutal Neroli, da, în zona aia mă duce, îmi place cum miroase, nu este un parfum după care eu aș întinde prea mult mâna, dar îmi place cum miroase și în mare parte se simte neroli. Trecem mai departe la un parfum de la Nișane de această dată, se numește Zene și este un parfum care are o deschidere de coacăze, rubarbă și grapefruit, în mijloc are flori, trandafir, gardenie și lemn de santal și în bază avem vanilie, ambergris și mosc. Deci, Nișane Zene. Puh, ce puternic este! Da, se simte fructat, este și dulce, cumva miroase un pic a zahăr ars. Nu știu de la ce vine, poate de la coacăze. Deci este o combinație de fructe și zahăr ars. Miroase bine. Oare acesta este asemănat cu Baccara Rouge? Ia să vedem. Nu, nu este, nu este. Mă gândeam că se usucă ca și Baccara Rouge, dar nu. Văd că este asemănat cu C, cu noul C de la Armani. Dar îl văd destul de diferit oricum. Mai este asemănat și cu altele înainte. Da, este un parfum plăcut, ce să zic. Un parfum plăcut, lemnos, floral, fructat, cu coacăze, deci dacă nu vă plac coacăzele, nu vă recomand parfumul ăsta. E fructat dulce, dar este un fructat pe o bază de zahăr ars. Nu știu, e interesant parfumul ăsta, nu-mi displace deloc, dar cu siguranță aș mai încerca și altele de la Nișane, nu aș merge pe Zene, cu siguranță nu. Mi-aș lua Nișanei Ani, de exemplu. Dar, da, mai sunt și altele despre care aș vrea să știu mai multe. Hai să vedem ce mai avem aici. Haide, mă. Avem aici Soir al Dahab, un parfum arabesc, care miroase bine, să știți. L-am tot testat eu. E cremos, e foarte cremos. Miroase ca un mango, ca o cremă de mango. E plăcut, îmi place. Să știți că mi-a atras atenția acesta. Uite, așa arată sticla, este una portocalie. Parcă este un parfum cu mango cremos sau cu o cremă de mango. Sau frișcă cu mango, ceva de genul. Nu este foarte, foarte, foarte intens, dar e plăcut, este un parfum plăcut și știu că are și un preț ok. Mai am eu aici Terracotta de la Guerlain,
un parfum pe care era să-l cumpăr de foarte multe ori și bine că nu l-am cumpărat. Asta pentru că mă așteptam să fie altfel. În schimb, are un miros foarte puternic de ylang ylang. Este un parfum floral tropical, un parfum de vară. Și am întâlnit izul acesta în foarte multe parfumuri, deci de aceea nici nu mă dă pe spate. E plăcut, n-am ce să zic, dar da, destul de simpluț. Mă așteptam să fie un pic mai complex, să zic așa. Miroase bine, v-am zis, îmi place, dar nu mi-aș lua o sticlă full size și era să-l cumpăr blind de atâtea ori și cu siguranță nu eram prea încântată dacă făceam asta. Mai am în colecție și altele cu mirosul acesta, deci nu este nimic deosebit la acesta. Ce mai avem pe aici? Mai testăm ceva? Uite, hai să vorbim și despre Vuz Elegant de la... Este o clonă după Naxos, dacă nu mă înșel. Da, și are ca și note lavandă, bergamot și lămâie în deschidere. În mijloc avem miere, scorțișoară și cașmeran și iasomie sambac. Iar în bază avem frunze de tutun, boabe, tonka și vanilie. Eu l-am mai... Cred că v-am mai povestit despre el, oare? Nu știu. Este un parfum care miroase foarte bine, este o clonă foarte bună. Adică mă refer că este o clonă care miroase foarte bine pentru că nu am testat originalul. Îmi place, mi-aș cumpăra o sticlă full size, da, mi-aș cumpăra. Dar ce să zic... Nu mi l-am luat în colecție, am preferat să iau altele, dar îmi place cum miroase. Chiar este frumos, este dulce, este cald. Miroase foarte bine. Nu este un parfum prea dulce, mi se pare oricum când se usucă că este destul de pudrat. Îmi place, îmi place. Testați-l. Mai am aici... Shalimar suflă intens. Este o bombiță, o bombiță. Preferatul meu este Shalimar suflă de parfum. Uf, am dat unde nu trebuia să dau. Pentru că este ceva mai echilibrat. Dar este superb, este ceva, e minunat. Sunt minunate parfumurile astea de la Guerlain. Suflă de parfum intens, nu contează, sunt foarte frumoase. Au izul acela unic, au mirosul acela unic, sunt elegante, sunt parfumuri adevărate. N-am ce să zic, e minunat. Îl prefer un pic mai mult pe... Shalimar suflet de parfum pentru că mi se pare un pic mai echilibrat, dar și acesta e superb, nici n-am ce să comentez. Nu, n-am ce să comentez, e minunat și acesta. Superb, superb parfum, adevărat, adevărat. Este o vanilie cu citrice, cu flori, dar într-un mod deosebit de unic și de frumos, nu. N-am cuvinte pentru Shalimar, e perfect. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Mai am și altele, dar pe celelalte nu am apucat să le testez eu prea mult și să le analizez și deja am mirosit prea multe parfumuri, deci n-aș putea să spun prea multe despre ele, așa că o să mai revin cu un video de genul acesta. Sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram și aveți toate informațiile în descriere. Dacă vreți să vedeți clipurile suplimentare, puteți să vă alăturați, aveți un link în descriere sau butonul de alătură-te și aveți acolo 4 tipuri de abonament, puteți să vi le alegeți pe oricare. Cam atât pentru astăzi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!